care e diferența esențială dintre abordarea pe care o propune proiectul Ion și ChatGPT? Că una dintre cele mai răspândite confuzii pe care le-am văzut a fost legată de această comparație. În inteligența artificială, cam toate sistemele se bucură de ultimele dezvoltări și acestea se bazează pe modele care sunt până la urmă un bun comun. Odată publicate, le folosește toată lumea, le modificăm, de fapt le scriem de mână, dar ele sunt într-o anumită arhitectură, cum au fost rețelele convoluționale adânci, cum sunt acum transformerele. Și ChatGPT este un model de tip transformer foarte, foarte mare și la fel sunt și este și Ion și vor fi toate sistemele acestea care se ocupă cu limbajul.